Universitate comunitară în permanent contact cu arădenii, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad este într-o continuă căutare de a răspunde nevoilor de orientare profesională, adaptându-se în această perioadă grea, influențată de pandemia de COVID-19. La inițiativa rectorului, profesor universitar dr. Coralia Adina Cotoraci, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul UVVG Arad a organizat webinarul Cariera, alegerea mea sau a altora, în cadrul căruia s-au evidențiat pașii pe care o persoană ar putea să-i urmeze în vederea orientării sale în carieră. Invitat special, lector universitar dr. Gabriel Balaci a explicat conceptul de autocunoaștere, scoțând în evidență importanța autonomiei personale, împreună cu îndrumări în ceea ce privește procesul de autocunoaștere. În cadrul webinarului, susținut de către lector universitar dr. Radiana Marcu și psihologul Mihaela Salomie, participanții, elevi din clasele terminale și studenți, au aflat ce înseamnă autonomia personală și importanța ei în procesul de orientare vocațională. Webinarul a cuprins și o parte practică, participanții completând un chestionar de autonomie personală pentru a afla nivelul la care se situează. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității noastre completează oferta de servicii pentru comunitatea arădeană. În continuare răspundem nevoilor de consiliere și orientare profesională, de dezvoltare personală și optimizarea învățării prin organizarea de seminarii și workshop-uri online pentru elevii arădeni din anii terminali, precum și pentru studenții și alumnii UVVG, dar și pentru cadrele didactice și personalul administrativ, a declarat profesor universitar dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.